Alino, hello! Astăzi din mașină. Da, bună ziua! Așa. Nu am avut astăzi timp de găteală, de gătit. Am avut drumuri. Chiar de umblat în oraș. Așa. Și acum am prins momentul înainte de a-l duce pe tata la autobuz să meargă în sat. Și avem subiect de discuție pentru acest material. Va fi un fel de unboxing. Aha. Unboxing. Și review la prima vedere, adică că gust și... Deci acum, sărat acum... ai și sărat. Nu, e caramel sărat. Deci, eu cunosc două dintre ceea ce este aici, două din trei. Știu ce gust au, dar acum cred că o să fie fain. Îi dau lui tati să guste și să-mi zică ce părere are. Am cumpărat prăjituri de la Elidor. Mândru! Așa arată. Sunt varianta mini. Cu ce vrei să încep? E foarte mândru. Ce vrei să încep? Ecler? Asta e ecler. Caramel sărat. Așa arată. Ecler. Mm-hmm. Mini. Eclerul. E mini. Are cu totul, cu totul alt poietaj față de ce e mini. Ecler. Și dacă e mini. Gustă. Sau mare. Facem ca și la șefi. Asta e dulce, nu e sărat. Am zis că e sărat? Am zis că e un caramel sărat. Caramel. Niciun nu e sărat. Caramelul. Caramelul nu e sărat. Mai sare mașina. Punem sare pe prăjituri. Uh-huh. Ah, eu sunt îmbrăcat în polițist. Cum ți se pare? Bună. Vrei să mergi la următoare? Acum dacă am început o mâncare. Îți place crema? Nu. Și-a luat tu? Dacă ar fi un pic picant. Poate fi picant dulce. Gem de ardei iute. Dar pui la ce? La mâncare. Nu, ăsta e disert. Păi dacă e dulceață, pui și la prăjituri. Bun. Numai sărățele mi-ai luat care ți-a spus aia. Nu. Nu vezi că nu i-am. Cu alea sărate. Nu. Nu vreau. Nu. Nu s-a luat nici apă? Nu. I-am luat numai la 2 litri. Și nu-i prețul de magazin. Ce preț de restaurant. La 2 litri. A, ce de restaurant? De ce servește picioarele? Așa bine pică un strop de dulce, adică nu e un strop, că e un nemilui. Mai mult. Dar după mai ce mult zi... de un strop, stropul mai multe. Deci, ecler cu caramel sărat. Cu caramel? Asta deasupra cred că e ceva biscuitie. Dar nu, o crustă. Biscuit. Are o crustă deasupra, n-ai văzut? Are crustă, e făcut aluatul și tăiat înainte de cuptor. Nu-i tăiat, tati. Nu vezi că, uite, asta, aici, tati, asta aici, e crustă, care e pusă deasupra, ca la șuri. Cu... Amandina? Udacul ăla, cum îi zice. Mini amandina. Nu-mi place. Cum nu-ți place? Ia de acolo. E prea dulce. Ia și are gustă. Are un kilogram de stropuri. Ia și gustă. Nu, și după aia cine mai mâncă? Deja mă uit că e prea dulce. Este strop? Ce să mai rupi? Chinuiește amandina. Așa ceva. Așa ceva. Zice că preț de restaurant. Noi mâncăm în restaurant portabil. Da. Drive-thru. Wow. Nu faci de-astea! Mă. Păi luat de șervețel! Nu! Nu mă vede nimeni, că nu sunt restaurant! Tati! Nu mă vede! Cum e? Dulce!
E bun? Da. De ce? De ce dulce? Că simte gustul de rom? Nu. Nu? Nu. Cum nu? Nu. Dar tu ce simți? Ce aromă simți? De asta. Ce aromă simți? Primăria... A, ti! Da. Ce aromă simți? Nu zi. Și asta este pricomigdală. Asta n-am încercat-o nicio. Cum e? Prico... Nu-ți dau iar. Prico sau brico? Facem și reclamă dublă. Dar trebuie să mușcă tot cu cremă. Păi mai este. Pite care să sparmă. N-are zahăr. Asta e meselată, zahăr, vezi tu. Meselată e dulce, mă. Asta e din asta. N-ai gustat din caramel. Am mâncat numai ăsta. Crema asta. E crema. Ceva mai. Sărat. Un pic mai sărat. Nu cu mult, un pic. După ce ai mâncat amandina aia... Normal că nu mai e cum să... Și simți în toată săratul de la ăsta? Acum mă gândesc că ăsta e sărat. Ăsta e canapea și sărat. Deci asta ne mâncă în loc de sărățele, nu? Ha? În loc de sărățele. Nu. Păi, dar sărat e. Nu. Bun fost, puțin fost. Prăjituri îți făceau în tale, când erai mic? Bă, când eram mic, ce prăjituri? Ce se făcea acasă? Dar și ce făcea acasă bunii? Cozonaci, plăcintă cu mere. Mie ce prăjituri îmi plăceau? Nu mai țin de ce. De ce primeai, balotai tot. Care îmi plăcea mai mult? Sau care primeam? Nu mai țin. Făcea mama cu vișine. Aia a rămas așa mult. Pandișpanul cu vișine. Nu, prăjitură ca și cu mere, dar punea vișine. Aia îmi place așa mult. Pandișpan cu vișine. Îți plăcea benzaica cu brânză dulce. Așa mă, îmi place. Ca Sorina, ce-i plăcea? Tot ce vine la noi. Ce nu-mi plăcea? Refuzam vreo... Ce nu era? Refuzam vreo prăjitură. Nu prea. Florina? Da, ea mai făcea măpturi. La ce? La din astea care erau sărate. Prăjituri sărate? Da. Cum mai și tu acum prăjitură sărată? Bine, asta e excepție. Păi se făcea saleuri, se făcea... Alea nu-s prăjituri. Poți să le spui prăjituri. Saleurile? Da. Nu, nici vorba. Nu-s prăjituri. Noi le spuneam prăjituri. Gogoși. Gogoși se făcea în prăstie gogoși. Gogoși cu... Și aia nici aia nu prăjituri. Nu. Patiserie sărățele și din alea de care sărăt. Și gogoșile. Și ce mai este dulce de patiserie? Cornuri, strudele. Cornulețe cu mac. Și aia mac. Și cu mac. Cornuleț. Da. Duce-te. Păi le luam de acolo, de la colț, lângă lacul roșu. Aia era strudel. Cornulețe cu nucă, cu mac, cu nu rahat. Cu nucă, cu mac. Era, mă. Nu. Mac nu erau în ele. Separat numai cu mac. Nu. Cornulețe. Ai mâncat? Nu. Nu recunosc nimic. Nu. Dar de făcut îți plăcea să faci prăjituri? Nu prea. Gogoșe îmi făceam. Și după ce am venit de la mată, mai făceam. Nu mai am chef, mai am răbdare. Deci nu faci. Excepții mai facem. Să vedem. Când îți aduc nipoțe? Cu ei lângă mine, da, se poate. Zici că stau? Ha? Zici că stau? Păi da, nu știu dacă stau ei sau pot să fac eu ceva de ei. Bă. Deci astăzi am fost pe prăjiturii, astăzi am fost pe My Light, pentru că stăm în mașină și imediat trebuie să mergem la autobuz.
Sperăm că v-a plăcut conversația noastră. Ștrudelul cu brânză. Cu sare. Ce ștrudel? Prăjitura cu sare. Deci am avut bine ecler cu... Na. Mini ecler cu caramel sărat. Mini amandină și pricomigdale cu caramel sărat. Așa. Îmi spune, nu sărele. De mâncat să poate mânca. Pa! Servus!